Din ce în ce mai mulți oameni devin vegani, așa că poate te întrebi cum e să fii unul și ce găsești de mâncare în România. Ca să-ți răspund la întrebări, devin 100% vegană pentru o săptămână. Dacă te uiți la acest canal, știi că mănânc de toate. Dar timp de 7 zile mă vei provoca să țin o dietă strict vegană, fără carne, lactate sau orice produs de origine animală. Hai la cumpărături să vezi ce mâncăm în prima zi. Nu știu exact ce o să mănânc astăzi. Sunt destul de derutată, sincer, să fiu. Spune pe dreptul, habar n-ai unde sunt produsele vegane. Și asta. Am găsit ceva vegan. Ce? Bere. Am văzut o pizza la reducere. E cu salam. Am văzut ceva ce chiar nu credeam că există. Pizza cu pește vegan. Oare cât costă? Habar n-am, nici nu văd prețul. Te pot încânta cu fantezie vegană? Bineînțeles. Avem 3 produse deja. Suntem la raionul de reducere accelerate și am găsit ceva vegan. Oh my god, cârnați condimentați și arată foarte interesant. Iaurt vegan la reducere. Mamă, te-a lovit norocul. Cu mango. N-am mâncat niciodată iaurt vegan. Deci avem aici lapte cu ciocolată vegan. Tot la reducere 25%. Dar ce zici de acei mici de acolo? Nu mi-a arătat chestii. Oficial, am aici prima gustare vegană la ora 2:37. Și am aici un foietaj vegan cu caise împletit. Miroase bine, miroase a foietaj. Nora, ce? La finalul fiecărei zile vei afla câți bani am cheltuit în ziua respectivă. Aluatul e foarte fraged, însă mi-ar fi plăcut să am un pic mai multă umplutură de caise. Per total, e un foietaj bun, dar puțin cam dulce și fără umplutură, așa că o să-i dau nota 7,5. Prima impresie, mă simt puțin adormită pentru că nu am avut nicio cafea astăzi. Oh, sărăcuța de tine. Sau fac challenge-ul ăsta și fără cafea. Săptămâna asta sunt vegană, așa că poți să-mi faci, te rog, un latte cu lapte vegetal. Ok. Am aici prima cafea vegană pe săptămâna asta. Mai exact, cafea cu lapte de mazăre. Și eu am normală și am băut din ea. E foarte bună. E genială. Ok, a costat... Genială. Genial. Doamne, tu vrei să faci săptămâna asta mai grea decât e. A costat 16 lei cu 3 lei mai mult decât varianta cu lapte. Și hai să vedem care e faza. Sincer să fiu, mi-e frică să nu aibă gust de tocăniță de mazăre. Norocel. Mi se pare la fel de cremos ca versiunea cu lapte normal, iar în ceea ce privește gustul, nu are absolut deloc gust de mazăre. E un picuț mai dulceag față de cel clasic, iar per total chiar îmi place. Nu simt că fac neapărat un compromis în afară de faptul că e mai scumpă. Aștept pizza aia cu pește vegan. Chiar mi-e puțin fricuță de ea, sincer să fiu. Iar de seară o să pregătim micul dejun pentru ziua de mâine, ca să nu mai mor de foame jumătate de zi. Prima masă consistentă a zilei la ora 5. Un pic întârziată, dar a durat ceva până am intrat în element, până am fost la cumpărături. De mâine o să vezi o nouă Andrada, mai organizată. Am găsit burger de conopidă și o să încerc să fac un fel de sandwich cu el. Din păcate, chiflele de burger nu sunt vegane, aveau lapte în ele, așa că a trebuit să improvizez. Hai să gătim burger. Pot să-i gătesc la cuptor sau la tigaie sau prăjit. Bineînțeles că la cuptor, pentru că sunt sănătoasă. Și o să iau o hârtie nouă de copt, doar pentru tine. De obicei ea nu schimbă, de câteodată la 3 ani. Arată bine, au și susani pe deasupra. Zici că sunt niște chifteluțe. Oh! Am fost mințită de tata. Burgerii ăștia conțin brânză. Nu, dar el mânca burgerii ăștia toată ziua și zicea că e vegan. Tata a fost vegan aproape un an și îi plăceau foarte mult burgerii ăștia, așa că o să încercăm și noi. Și conțin și ou și brânză. Eu nu m-am uitat pe ei, că l-am crezut pe cuvânt. Planul B, avem aici cârnații, scrie chiar vegan pe ei. Am venit în partea casei care nu o vezi așa des. Că am pus puțin terulei în tigaie, o să-l întind. Hai să vedem cârnăciorii cum arată. Costau 13,70 lei, noi am luat cu 10,28 lei. La reducere? Sunt cu proteine din mazăre. Wow, astăzi mănânc numai mazăre. Wow, sunt foarte moi. Aproape că au consistența unui pateu în interior. Au un pateu vegetal în dulap. L-am primit într-un pachet de la pomană. Așa arată cârnații gătiți. Destul de bine, destul de bine. Și miros chiar apetisant. Și ca pâine avem aici o baghetă cu măsline vegană. Am verificat fiecare ingredient. Și o să facem cam așa. Tai exact cât e un cârnăcior. Hashtag vida inginer. Am făcut sandwich-ul, avem muștar, 2 cârnați, ketchup și roșii. Ce părere ai? Surprinzător, arată mai bine decât mă așteptam. Hai să vedem cum sunt cârnații. Narcel. Cârnații au mai mult textură de pateu în interior, dar gustul lor chiar nu e rău. Sunt un pic picanți, au un gust foarte puternic de boia și per total chiar sunt ok, dar îmi dau seama că nu sunt din carne. Să le dau nota 8. E ora 7:58 și sunt gata să fac cina. Oare ce lucru complex ne vei găti? Oare ce lucru senzațional, deosebit de greu vei face? Pizza
congelată cu pește vegan. Mai exact este pizza cu alternativă vegetală la ton și la brânză. Din ce? E din soia. Iar brânza e cu cocos. Sună destul de fancy. Ok, hai să vedem cum se gătește. 220 de grade pentru 80 minute. Ai văzut că tonul fals chiar arată ton? Da, la prima vedere pare ca un nimerit textura, dar nu știu ce să zic de gust. O să vedem. Cât se face pizza, o să încercăm lapte vegan cu ciocolată. Conține ovăz și ciocolată. Băuturica asta costă 7,45 lei. Dar noi am luat-o la reducere cu 5,55. Miroase a budincă de ciocolată. Norocel. Ce textură interesantă. E ca și cum aș bea budincă de ciocolată transformată în lichid. Practic e ceva între budincă și lapte. Wow, are o textură foarte bună și gustul de ciocolată. Mai ai degustat pizza și după aia ne spui cât a costat prima zi de mâncat 100% vegan. Mi-e frică să calculez. Acum hai să tăiem pizza. La prima vedere, aluatul pare destul de subțire. În schimb, pizza are extrem de puțină brânză. Uite, avem doar bucățelele astea mici de brânză, iar pe aici nimic. Norocel cu ton vegan. Îmi place foarte mult aluatul. E subțire și chiar foarte gustos. Se vede că e făcut din ingrediente de calitate. În schimb, simt lipsa brânzei. Aproape că simt că îi lipsește ceva. Pizzei. Tonul are gust de ton? Are puțin tel gust de pește, dar mai mult miroase a pește, ceea ce te face să simți că mănânci pește. Și brânza de cocos? Nu prea am simțit gustul. Nu prea e. Per total, mi-aș face pofta de ton cu pizza asta, ceea ce cred că e o chestie mișto. Notă și după spune-ne cât a costat mâncarea pe ziua 1 din 7. O să-i dau nota 7,5. Astăzi, pentru două persoane, am cheltuit 51 de lei și 59 de bani. Și ne vedem în ziua 2 din 7. Ne-am început dimineața cu un ceai, iar apoi pe la ora 10 am avut prima gustare. Am aici budinca de chia făcută aseară. E cu iaurt vegan de mango și lapte de cocos. Norocel? Câte calorii are borcanașul ăsta? 325. Ziceam că te întreb să fac mișto de tine. Astăzi o să merg la dentist la ora 4, așa că vreau să mănânc ceva la prânz. O să gătesc această fantezie de legume. Hai să vedem cum se fac. La cuptor, 180 de grade, 15 minute. O să mor de foame 15 minute. Sunt doar două bucățele. Așteptam să fie mai multe, dar mai mici și să mă simt eu mai bine în mintea mea, dar sunt doar două. Sper că sunt cele mai bune două fantezii ale mele. S-au costat 14 lei. Cât? 7 lei fantezia? Și cât ele se fac în cuptor, o să mai gătesc ceva special și super rapid. Oh, și o să scot unealta secretă de la naftalină. Încep cu o conservă de năut, peste care pun condimente, zeamă de lămâie, tahini și blendăm totul foarte bine. Hai să vezi cum e mâncarea. De hummus, nu am ce spune, a fost bombiță, dar mai departe... Fanteziile arată bine. Sunt curioasă dacă după masa asta o să mă înfie foame, pentru că acum mi-e foarte foame. Opinii? Mamă, ce aș mânca o friptură. Dar e abia a doua zi din 7. Mi se pare foarte greu pentru că am foarte multe pofte. Adică aș mânca un șnițel, aș mânca o sărmăluță. Fantezia asta e interesantă. Aromele nu simt bine, foarte bine. E extrem de dulce și morcovul nu prea merge cu porumbul. A venit momentul, am ajuns la dentist. Urează-mi norocel. Momentan nu mi-e foame. Chiar nu mi-e foame. Mi-a curățat fiecare dințișor în parte cu camera. Seară o să mai mănânc o gustărică și... Știi de ce mâine e o zi importantă? 1. Dimineața avem de filmat la un nou local din oraș, unde tu va trebui să mănânci vegan. Yay! Și 2. Vei primi încă o provocare la acest video. Seara am încheiat-o cu pufuleț cu arahide și așa ajungem la micul dejun. Cineva ne atacă. Știi cine? Cine? O costiță. Bun venit în ziua 3, ziua în care imediat cum am trezit, doamne, deci aș fi mâncat o costiță, o friptură, orice, efectiv. Și mi-e dor de laptele de vacă, oricât de mult îmi place laptele de cocos, mi-e dor de laptele de vacă. Așa că e mai greu decât mă așteptam. Mai ai până la în ziua 7, crezi că vei face față? Chiar nu știu. O să facă provocarea și mai grea, faptul că trebuie să filmăm la un nou local. Da, și eu trebuie să mănânc doar chestiile vegane. Prima gustare a zilei, bubble tea vegan. Iar eu am aici ceai verde cu gem de zmeură și biluțe de afine. Dacă vrei să vezi postările la care am lucrat, intri pe Instagram. Te aștept că inimii are acolo. Avem și alte variante nevegane pe care domnul fotograf le va încerca. Le va bea cu totul, ce să le încerce. Dar ca idee... Nu, lasă-mă să încep eu. De ce? Acesta e cea cu multă ciocolată, crocantă. E foarte populară în Asia.
Încetează, de ce faci asta? Mm. Deci e așa multă ciocolată, pe mă dai de biluțele alea perfecte. Vine să plâng, cred că plâng. Ce mai avem, ce mai avem? Sirop de zahăr ars, lapte, spumă de lapte și perle de tapioca. Oh, uite cum se vede caramelul și spuma de lapte, vai. Poți să-l miros măcar? Oh. Nu te minte, e cel mai bun bubble tea din viața mea. Știu? Acum poți să bei și tu. Ceai verde cu smeură. Are multe bucățele, multe texturi prin el. Coatem căpăcelul și îl pun aici pentru că sunt o lady. Fancy, fancy. Băutura asta e foarte fresh. Ceaiul verde se simte foarte bine în combinație cu gemul ăsta de smeură, care e fenomenal. E ceva între gem de smeură și geleu de smeură, ceea ce e super tare. Și știi ce se mai întâmplă astăzi? Mm-mm. La masa de prânz îți afli a doua provocare pentru acest challenge vegan. Nu-i probleme, mulțumim. Zi frumoasă. Mamă, câte pungi. Oh, am nimerit mâna stângă mai grea decât mâna dreaptă. Pentru că avem o zi foarte încărcată astăzi, am comandat online de pe Freshful pentru că aveau foarte multe produse, printre care produse vegane românești și foarte multe fructe și legume românești. O să facem un fel de mini unboxing cu cele mai interesante. Brânză de capră vegană cu ierburi. Românească. Exact. Ciuperci, pentru că au destul de multe proteine și o să gătim cu ele. Oh, după asta o să am fi provocarea ta. Poate era mai inteligent să cumperi după ce ți-a fi provocarea, dar te descurci tu. Ok, brânză feta vegană cu proteine din mazăre. Mai departe avem brânză cu ierburi franțuzești. Sună foarte fancy. Oh, am avut o pungă într-o pungă. Mi-au pus produsele congelate separat ca să nu se ude. Oh. Avem mazăre congelată, care chiar a venit congelată. Și ceva foarte interesant, chifteluțe vegane. Cafea proaspăt prăjită în București. Este practic cafea prăjită de Mihai Panfil pentru Freshwood. Cine e Mihai Panfil? Este un maestru în arte senzoriale în ceea ce privește cafeaua verde. Pare că l-ai stalkuit pe Instagram. Acum încep chestiile tale. Mozzarella vegană, edam vegan. Acum avem tot un brand românesc. Este brânzică cu caju și ceapă. Și are ingrediente foarte bune. Chiar sunt curioasă ce gust are. Deci abia așteptam să văd cum e chestia asta. Salam vegan, iute. Wow. Tot românesc. Mai departe avem brânzică din caju cu chili. Și acum, un produs foarte controversat, lapte vegetal, de care toată lumea spune că are gust de lapte de vacă. Tot internetul vorbea de el când s-a lansat. Poți să-l gusti acum, dacă tot ești aici. Sunt curioasă din ce e. E pe bază de ovăz. Miroase puțin a lapte de vacă, norocel. Nu e deloc apos, precum alte băuturi vegetale. Și chiar are gust de lapte. Oh, nu ești pregătit pentru asta. Tot românesc, icre vegane. Oare ce gust ori avea? Nu știu, dar abia aștept să aflăm împreună. Și pentru cafea, lapte de ovăz special pentru barista. Și pe spate scrie că face spumă de lapte fabuloasă. O să vedem mâine cum se comportă. Oh, și aici am doar legume. Ne vedem la masa vegană. E ora 4:39, mi s-a făcut foame, așa că hai să facem împreună o gustărică. Am luat aici mai multe tipuri de brânză și o roșie din asta mare și suculentă. Și hai să tăiem o pâine. Bine, știi cum se face un sandwich? Wow, nu știam că am luat o pâine atât de mare. Și prima dată, hai să încercăm cremă de caju cu ceapă și mărar, care ar trebui să semene cu crema de brânză. Și e făcută în Sibiu. Uite ce textură cremoasă are. Efectiv, foarte multă ceapă. Uite, ceapă, ceapă, ceapă. Am pus un strat de cremă de brânză, peste care voi pune brânză vegană edam. Peste o să pun o feliuță de roșie. Asta e prima variantă. Iar pe a doua o voi face la fel, doar că voi folosi cremă de brânză cu ierburi franțuzești. Asta arată diferit, e un pic mai tare. Și uite cât de multe ierburi are. Seamănă un pic la textură cu urda. Începe review? Începe. Nu, nu începem review. Stai aici o țâr. Nu fă nimic, nu respira, nu nimic, ok? Foarte bună roșia. Ce naiba, ce? Vezi acești ciorapi super drăguți, probabil curați? Îi vezi? Da. În acest ciorap ai toate țările cunoscute pentru cât de bune sunt preparatele lor. Să-i las aici momentan. Acum începe review. Ok, începem cu ceapă și după aia terminăm fancy cu ierburi franțuzești. Wow, deci are o textură super cremoasă. Seamănă extrem de mult cu crema de brânză. Iar în ceea ce privește ceapa, au tăiat-o așa subțirel și e încă crocantă și se simte așa de bine prin brânză. Iar brânza edam are o consistență bună și e un pic așa dulceagă. Hai să încercăm pe cea cu
ierburi franțuzești care e de la alt brand. Varianta asta e un pic mai densă și parcă și mai cremoasă, iar ierburile franțuzești îi dau o notă super, super răcoritoare. Wow, chiar îmi place. Nu mă așteptam să placă așa de mult. Ambele au fost super bune, cu o textură extrem de reușită, așa că o să le dau nota 9. Momentan în acest video încă n-avem nicio vidră de aur. Nu. Dar poate o să avem. Extrage un ciorap, te rog. Wow, avem o varietate de ciorapi, negru, albastru și albastru deschis. O să închid ochii și o să aleg unul, pentru că nu vreau să fiu influențată. Pe asta am ales. Turcia. Știi vreo mâncare vegană din Turcia? Nu, da. Știu doar menemen cu ouă. Simt că provocarea ciorapului te pune în dificultate. Suntem în ziua 4, e ora 10 și un pic și ieri am stat și am căutat pe internet ce să gătim turcesc vegan și o să-ți arăt imediat după cafeluță. Ieri mi-a mai fost foame și am sesizat că în general după ce mănânc vegan mă simt mai plină și îmi ține mult mai mult de foame decât de obicei. Am citit pe net că e din cauza că mâncăm mai multe fibre. Avem un lapte vegan special pentru cafea chiar aici. Costă în jur de 14-15 lei și a fost votat cel mai bun pentru cafea. Și o să testăm și boabele de cafea proaspăt prăjite în București. Miroase foarte intens la ciocolată și un pic fructată. Cred că o să meargă foarte bine cu laptele. Spuma arată foarte bine, destul de aerată și totuși densă. Norcelut. E o cafea foarte fină, cu note foarte puternice de ciocolată, iar pe final chiar simt aroma de ananas. Iar în ceea ce privește laptele, are un gust destul de neutru cât să nu ascundă cafeaua, ceea ce e foarte important atunci când bei o cafea cu lapte vegetal. Pentru mâncarea turcească mai avem de cumpărat un singur lucru, așa că să mergem împreună la cumpărături. Vreau una micuță și drăguță și grăsuță. O să aleg asta. Nu interpreta nimic de ce ai auzit. De la cumpărături mai am luat ceva super vegan, arahide, dar nu orice fel de arahide, arahide italiene. Mi se par mult mai mari și mai dolofănele. Da. Sunt curioasă dacă și alunele din interior sunt mai mari sau e doar coaja de ele. Wow. E aproape cât fața ta. E mai mare decât nasul meu. Wow. Cât de dolofană era și tu ai dat-o pe jos. Dă-o la porumbel. Și norice. Mi se pare mai cremoasă decât alunele clasice. A costat 10 lei. Ai dat 10 lei pe astea? Da. M-am schimbat în haine de casă. Asta să te vadă și vidrele, cum ești tu naturală în casă. Ce faci? Le arăt vidrelor cum ești. Mi-e foame, dar mă simt plină. Aș mânca un mușchi de porc la grătar, să fiu sinceră. Chiar devine foarte greu și mai ales că am congelatorul plin de cărniță, iar eu nu pot să mănânc. Ce cauți pe jos, maică? Trebuie să fac masa de seară și efectiv n-am energie. Dar oricum, trebuie să gătim. Probabil n-am energie pentru că n-am mâncat încă masa de seară. Nu, sau din cauza că îți lipsește fierul. Și vitamina B12, da. Am stat și am citit că în primele luni mă pot simți obosită din cauza că nu mai am vitamina B12 și fier. Da, sunt vegan doar de câteva zile, nu cred că ar trebui să mă afecteze deja. Hashtag fă asta informat. Acum facem ce te-am promis. O să gătesc ceva turcesc și vegan, dacă nu știai deja. Cred că dacă ai ajuns până aici știe. Ok, o să încep cu 3 cartofi medii și o să-i tai cu bulețe. Te poți spune ce e interesant la această mâncare? Este o mâncare turcească care se mănâncă în special în zona de litoral, Fatie. Și pui într-o tavă de cuptor cu hârtie de copt și pe deasupra pui sare, piper, ulei de măsline și usturoi. Și întinzi într-un strat subțire și bagi în cuptorul încins la 200 de grade. Cât ei se fac, tai următoarele legume. 2 cepe mici sau una medie pe care o faci cu bulețe. 4 căței de usturoi, îi strivesc, scoți foarte ușor coaja pentru că i-ai strivit și acum îi tai și îi faci cu bulețe mai mici. Un ardei alb, îl tai în jumătate și îl tai feliuțe. Și starul rețetei noastre, vâneta. Foarte apreciat în Turcia. O facem și pe ea cu bulețe. Și acum partea cea mai interesantă, o să gătim acest preparat senzațional. Mai poți să pornești odată focul pentru cameră? Gata? Gata. Wow, zi tu că nu merită să dai un subscribe pentru chatul ăsta. O să pun ulei de măsline în tigaie. Mai poți să pui ulei de măsline că n-am filmat. Chiar n-am filmat. Bine, uite-l acolo. Așa mi-ai făcut și la cartofi și am pus mai mult. Acum aproape că fac cartofi prăjiți la cuptor din cauza. Nu e adevărat. Bun, și de aici preparatul se face foarte repede. Nu mai e foarte multe de făcut după ce ai tăiat legumele. Okay. Și dacă nu ești vegan, poți să-ți pui ouă deasupra. Dar eu sunt vegană, dacă nu știai. Zici că te dansori în oamenii ăia care toată ziua se laudă că sunt vegani. Vâneta și ardeiul în tigaie. Când vinetele sunt
pomenite și sunt moi, știi că sunt gata și le scoți într-o farfurie. După ce ai scos vinetele, mai pui puțin ulei în tigaie și pui ceapa cu usturoiul. După aia pui două roșii mari tăiate cuburi în tigaie. Când roșiile încep să se înmoaie, acum poți să le aplatizezi puțin și practic să le transformi în piure. Peste sos punem vinetele gătite și ardei, le amestecăm. În perioada asta dai focul mic și cartofii pe care i-am ținut în final la cuptor 15 minute, îi pun peste vinete și roșii. Amestești totul foarte bine, iar la final pui sare și piper după gust. Te servește direct cu tigaia pe masă și pe deasupra punem pătrunjel tocat. Iar lângă ea am făcut rapid un tofu crocant pe care doar l-am tăiat cu bulețe, l-am condimentat și l-am tras rapid la tigaie. O să gust fără tofu, așa cum se mănâncă tradițional, și îți spun cum este. O furculeță cu de toate și norocel. Preparatul de mâine seară este votat de urmăritorii de pe YouTube, adică probabil chiar tu ai votat. Deci mâine aflăm ce gătim. În preparatul ăsta roșiile sunt foarte importante, așa că e bine să alegi unele cu gust și zemoase, iar în ceea ce privește gustul per total, e foarte fresh, bine condimentat, chiar foarte gustos. Nu știu dacă merge cu tofu, o să vedem. Foarte bun tofu. O să mâncăm toată asta și ne vedem în ziua 5 din 7, faci frutanziție. Îți pun noroc în obiectiv. Suntem în ziua 5 și am început-o cu o cafea cu lapte de ovăz. Să vezi ce țară a votat lumea până acum. E ceva la care te așteptai? Nu. Dar până atunci nu am nicio idee ce mâncăm la prânz, așa că o să vedem împreună. La prânz o să încercăm salamul vegan și crema tartinabilă cu chili, iar mâine o să ne facem de cap cu icre vegane și brânză de capră vegană. Trebuie să mâncăm bine pentru că după mergem la țară să-l ajutăm pe tata să care niște butoaie. Oh, o să vezi și cățelușii cu ocazia. De fapt, o să-mi cunoști prietenii, singurii mei prieteni. A râs, dar în interior plânge. Începem cu brânza cu chili. Este cea pe care am luat-o de pe Fresh Full și e tot brand românesc. Miroase picant. Textură check. E aproape ceva între brânză și smântână. Puțină brânzică. Și acum hai să vedem cum arată salamul vegan. N-am văzut în viața mea un salam vegan. Arată foarte salamos. Wow, mulțumim. Am citit pe el că e afumat la lemn de fag. Oh, și încă o chestie, nici nu mi s-a părut foarte scump. A costat 14 lei. Pot spune că și acesta are un pic mai mult textură de pateu, dar am încercat să imite destul de mult cum arată salamul. Hai să vedem ce gust are. Avem sandwich dublu picant vegan. Hai să băgăm love. Primul lucru, crema de caju are o textură foarte reușită, e super cremoasă, în același timp destul de fresh și chiar seamănă puțin la gust cu crema de brânză normală. Iar în ceea ce privește salamul, poți să simți că n-are textura unui salam din carne, dar e destul de apropiată și la gust e foarte bine condimentat. Seamănă un pic mai mult cu un fel de pateu vegetal un pic mai întărit, dar e foarte bun. Nota? Cel mai mult mi-a plăcut crema de brânză și o să-i dau nota 9, iar salamul 8,5. Iar sunt curioasă cum o să fie icrele vegane de mâine, dar până atunci ne vedem la cățel. Ea e Beluca, e bubuța familiei. Acolo avem rațele și cocoșii. Si Maxi, ursulețul familiei. Vezi ce văd și eu? Foarte multă mâncare vegană. Acolo e smochinul și aici mâncare vegană super fresh. Vreau să adun nectarine proaspete ca să am și eu o gustare, dar avem o mică problemă. I-am cerut tatei o scară și stai să vezi ce mi-a dat. Asta e scara pe care mi-a dat-o tata. Efectiv, nici nu mai are primul rând aici. Urează-mi succes. Am pus eu piciorul pe aia și s-a dus piciorul jos. Ai văzut că și tata m-a atenționat. Ieri am ajuns foarte târziu acasă și nu am mai apucat să gătim, iar astăzi o să facem împreună preparatul votat pe YouTube, și anume din Japonia. Primul pas, pui orezul la fiert și nu uita să-l speli înainte. Iar apoi faci un sos din sos de soia, zahăr, vin alb, semințe de susan și usturoi. Tai legumele tale preferate și le faci foarte repede în tigaia încinsă. Scoți legumele și în aceeași tigaie mai pui puțin ulei și rumenești și tofu. După pui legumele peste tofu, îl mai rumenești puțin, apoi pui sosul și îl servești într-un bol cu orez, peste care pui legumele cu tofu. La noi sunt un pic mai negre pentru că am folosit sos de soia negru. Asta aveam în frigider. Miroase foarte bine. Hai să gustăm. Otakimasu! Ok, acum hai să gustăm. Ați votat așa de bine încât cred că a ajuns printre preparatele mele preferate. Preparatul se numește Yakiniku Donburi. Hai să filmăm pe hol masa de seară. Hashtag schimbăm locația și în ziua 6
la cină o să mănânc iaurt de soia cu musli. Chiar are textură foarte bună iaurtul ăsta și norocel. Față de iaurtul clasic, ăsta e un pic mai dulce, iar consistența parcă e și mai cremoasă. Iar mâine, ultima zi, o să mâncăm icre vegane. Chifteluțe? Oh, da, și chifteluțe vegane. Așa că, practic, încheiem în super forță. Dimineață, am băut o cafea, iar acum la ora 1.59 o să testăm icrele vegane și cremă de brânză vegană cu usturoi. Uite, ce textură au icrele vegane! Nici nu m-aș fi prins că sunt vegane. Sunt foarte bine condimentate cu suc de lămâie și ceapă. La capitolul textură seamănă foarte mult cu icrele. Chiar sunt impresionată, nu mă așteptam să fie așa de asemănătoare. Brânză de capră cu usturoi și verdețuri. Wow, au pus foarte multe verdețuri. Arată ca o brânză franțuzească. Hai să vedem textura. Seamănă foarte mult la textură cu cea cu ierburi franțuzești de acum câteva zile și hai să o gustăm. Ierburile sunt așa de aromate și foarte fresh, iar textura e super cremoasă. Efectiv simt că mănânc cremă de brânză cu foarte multă verdeață, ceea ce îmi place. Note? Cred că icrele astea m-au dat cel mai tare pe spate, așa că o să le dau nota 9.5. În ultima zi, da, chiar. Iar brânzica asta o să-i dau nota 9. La ultima masă vegană o să-ți arăt ceva deosebit. E ora 6:30 și suntem la ultima masă vegană din seria asta. Pentru cină am făcut ceva foarte special, mai exact, chifteluțe suedeze vegane. Proaspăt scoase din cuptor. Înainte să le gust, vreau să-ți mulțumesc că ai stat alături de mine pentru 7 zile în această provocare super vegană. Norocel! Au exact textura specifică de carne, sunt condimentate foarte, foarte asemănător cu chifteluțele suedeze. Chiar sunt niște chifteluțe reușite. Deci n-am început challenge-ul cu asta. O să le dau nota 9. Ești o dulceață că ai stat până la final. Apasă aici pentru un video care sigur îți va plăcea. Vidră out!